între 4 și 11% dintre copiii nou născuți au frenul lingual scurt și suferă de anchiloglosie sau limba scurtă. Acesta provoacă dificultăți de subt, mâncat și articularea greșită a cuvintelor, deoarece limitează mișcările limbii. Scurtarea frenului lingual a devenit chiar o modă în această perioadă și nu doar a pandemiei, chiar de dinainte. Când se recomandă într-adevăr și este nevoie de această scurtare a frenului lingual și când se exagerează totuși. Diagnosticul de anchiloglosie se pune foarte ușor. Din păcate, cred că este oarecum la mod acum, toți vin și ne spun, copilul meu nu vorbește. Cred că are ața de la limbă prea scurtă, e acolo prea scurtă și nu-i permite și așa mi se pare mie părintele. Vorbim acum astfel de părinte. Ca și logoped într-o evaluare, te uiți, inclusiv în cavitatea bucală, să vezi. Dinții pică, călcătura este perfectă. Bolta palatină este adâncă. Au probleme cu dantura. Pot face anumite mișcări. Frenul lingual este scurs sau lung. Există fren la nivelul buzelor. Să vedem dacă este și acolo scurt, dacă împiedică anumite poziții. Din păcate, recomandările către această intervenție chirurgicală scurtă nu este o intervenție dureroasă sau traumatizantă și nici de lungă durată, dar consider că nu este cazul să o facem în momentul în care uh, nu am consultat un specialist. Adică, ok, vedem, mergem la un logoped, mergem la un uh, medic orelist, mergem, mergem, putem să mergem la un chirurg orofacial, da? care ne poate spune cu siguranță dacă este cazul. Mai putem merge, de exemplu, și la un pedodont care se ocupă de structura dentară a copilului, dar în același timp analizează și cavitatea bucală să vadă. Sunt probleme, nu sunt probleme, adică sunt specialiști care observă lucrurile astea și pot da informația corectă părintelui. Sunt cazuri când, chiar dacă frenul lingual, să spunem, este mai scurt decât în mod natural, nu este nevoie de intervenția chirurgicală. Pentru că prin exercițiu, mai ales dacă copilul este mic și este în creștere, putem să ajutăm copilul să nu mai capete această să mai meargă să facă această intervenție. Este nevoie de mult exercițiu, să încercăm să îl facem să-și mobilizeze mai bine limba, prin diferite, să spun așa, acțiuni, activități pe care noi le facem îl mai păcălim, îl mai... Că putem să facem și lucrul ăsta, dar ca și recomandarea acasă părintelui, aș încerca să le spun să facă anumite exerciții. Da? Dacă frenul lingual se scurt, putem să învățăm să ne strâmbăm în oglindă, să scoatem limba, să, o... să încercăm să plescăm în limba ca la căluț. Da? Că sunt anumite exerciții care vin în sprijinul părintelui și nu este nevoie de această intervenție când e cazul mai, nu știu, mai deosebit. Da? Și frenul lingual este fix de vârful limbii prins. Da, atunci mergem la un specialist pentru că orice am face nu reușim sub nicio formă. Practic se scurtează frenul sau se lungește? Teoretic se ciupește, da? Se ciupește un pic astfel încât să dea drumul la limbă să fie mai mobilă decât, decât este în mod natural. Ce se întâmplă dacă se face această intervenție deși nu e necesară? Nu se întâmplă nimic. În principiu, nu. Exact cum spuneam, nu este o intervenție dificilă, este doar o pișcătură. E adevărat, curge foarte mult sânge pentru că zona este foarte vascularizată, dar nu este dureroasă. Este nevoie de câteva zile de repaus din partea copilului, adică să nu meargă la o terapie logopedică, să folosească și să facă exerciții pentru mobilitatea limbii, pentru că s-ar putea să-l deranjeze puțin și s-ar putea la un moment dat să nu mai dorească să-ți facă de teamă că va apărea acea durere și creștem oarecum nivelul de anxietate și de frustrare și nu ne dorim lucrul acesta, dar în principiu nu ar trebui să existe probleme, adică dacă se scurtează frenul lingual și nu este cazul, nu sunt alte decât dacă, nu știu, intervenția nu a fost corect făcută, apare o vreo infecție sau ceva. Sunt mulți consultanți în alăptare care pun diagnosticul de anchiloglosie sau limbă scurtă și îi sfătuiesc pe părinți să recurgă la frenectomie pentru bebelușilor. E bine să știți totuși că neonatologii, pediatrii, oreliștii, pedodonții, chirurgii orofaciali și logopezii sunt cei care examinează cavitatea bucală a copilului, care pot observa problemele și pot indica ce e de făcut mai departe.